Toți șerpii și toți șobolanii intră pe aici. Și bine v-am regăsit. Astăzi în garaj seria 7 BMW F01. An de fabricație 2009 plus, nu știu exact. Avem ușile deschise pe față, avem un interior foarte mișto la ea, dar ca la majoritatea BMW-urilor care n-au un sistem audio de top, muzica se aude nașpa. Pe lângă faptul că se aude nașpa de fabrică, asta chiar are niște probleme cu anumite difuzoare, cel puțin ăla de acolo sigur este crăpat și pe spate cred că mai avem unul crăpat care scoate niște sunete care n-ar trebui să le scoată. Și în cazul ăsta chiar trebuie schimbat ceva. Chiar și dacă nu avea probleme cu difuzoarele alea, oricum, oricând merge un upgrade de muzică pe o mașină ca asta, pentru că v-am zis, ele de fabrică nu au un sistem foarte wow. Unele BMW-uri chiar nici măcar nu au Twitter. Asta din câte vedeți are Twitter aici. Echiparea asta de pe seria 7 F01 acum este chiar ok, ca și număr de difuzare cel puțin, ca și mărime de difuzare, de exemplu, se putea mai bine. Toate difuzoarele de voce sunt de 10 cm. Avem aici pe față o medie cu Twitter. Avem acolo central, medie și Twitter. Dacă mergem pe spate, vedeți că avem aici o grilă. Înăuntru avem medie și Twitter. Ei, imaginați-vă, uitați cât este grila asta, are 3 degete aici, da? Aici avem medie și Twitter. În grila asta. Vă dați seama că nu poate fi ceva wow, pentru că la majoritatea mașinilor avem difuzoare de 16,5, de 20 la unele pe față cel puțin, avem difuzoare de 13 la Logan și la Duster, iar pe BMW seria 7 avem difuzori de 10 cm și Twitter. Deci avem aici pe spate, avem pe față, avem un bord 1 și mai avem și în spate, în grilele astea, la fel, difuzoare de 10 cm și Twitter. În total sunt 7 medii și 7 Twitter. Plus, evident, subwoofele de sub scaune. Acum nu o să schimbăm subwoofele, astăzi o să schimbăm toate cele 7 difuzoare și toate cele 7 tweetere, pentru că chiar dacă, să zicem, ăla de acolo este stricat, nu putem să schimbăm un singur difuzor și nici nu are sens. Dacă tot facem un upgrade, facem un upgrade și schimbăm absolut tot ce ține de voce. Și asta, repet, înseamnă 7 difuzoare medii, 10 cm și 7 tweetere. După cum ziceam, avem pregătite aici seturile de difuzoare, avem 4 seturi pentru că în total pe mașină, cum am numărat mai devreme, sunt 7 difuzoare pentru medii și 7 tweetere. Și în cutiile astea avem, vedeți aici bifat, AP BMW K4M, set de medii cu tweetere. Nu luați în considerare basul, ăsta nu face parte din set. Avem media și tweeterul, media și tweeterul. Sunt în total 4 seturi, adică câte 2 în fiecare, pentru că avem 7 difuzoare și o să punem 7 din aceste difuzoare, 7 din aceste tweetere. Acum ne-am apucat să dăm fețe de uși jos, avem de dat în spate, în față, centralul și cele două de pe poliță din spate. O să desfac o cutie imediat, să vă arăt și vouă ce găsiți în cutia de la Audison cu difuzoare dedicate pentru BMW, orice serie, seria 7, seria 5, seria 3, seria 1, ce serie aveți, astea sunt dedicate BMW pentru că se potrivesc pe mai multe BMW-uri din aceeași generație, evident. Bun, o să iau cutie de aici, o să o desfac și o să vă arăt ce găsim înăuntru. Înăuntru cutiei o să găsim aici un manual, un capac, manualul este lipit de capac, o să încerc să reușesc să-l dau jos cu o mână, dăm capacul jos și mai departe, după ce dăm și buretele astea, avem două difuzoare, două tweetere, două crossovere. Acum, dacă dăm un difuzor din ăsta jos, desfacem cu ușor cu o mână așa și vreau să vi-l arăt și vouă. O să-l pun mai încolo și lângă un difuzor OM. Are 3 prindere exact ca cele de fabrică, are un magnet neodim cu răcire, cu tot ce vrei, 4 ohmi și aici cel mai important avem 2 conectori, pentru că așa are și cel de fabrică, dar v-am zis, vă arăt imediat. Conectorii originali, într-unul intră semnal și din celălalt iese semnalul pentru tweeter. Mai departe, după aia, găsim tweeterele pe care o să le scoatem din pungă. Avem două tweetere pentru BMW cu prindere ca să le înlocuim pe cele originale cu astea. Vedeți că nu au față practic, au niște chestii să intre fix în prinderea de la mașină, să nu facem prea multe modificări și aici au doi papuci. De ce au doi papuci? Pentru că mai departe intervine neapărat un crossover. Și cele de pe mașină au un condensator, astea au un crossover, un filtru complet corect. Și după cum putem vedea, pe acest filtru, care e pentru tweetere, avem o mufă originală, ca a mașinii, care intră în medie și aici undeva, da, doi papuci care intră în tweeter. Deci nu avem nevoie să tăiem fire, nu avem nevoie să facem improvizații, pentru că avem toate mufele puse la dispoziție ca să ne conectăm. Singura chestie care nu este plug and play este că trebuie să ascundem ăsta undeva, peste tot, chiar și la cel central, trebuie să ascundem crossover-ul ăsta undeva și e destul de măricel, s-ar putea să fie o problemă sau s-ar putea să nu fie o problemă când vine vorba de polița din spate sau când vine vorba de difuzorul central din bord. Pe uși chiar nu este o problemă, pentru că avem loc destul să ascundem o groază de chestii, inclusiv acest crossover. Cam ăsta este un set, am scos câte una din fiecare, mai avem câte una din fiecare, plus adaptoare și alte chestii.
chestii ce mai sunt pe acolo, șuruburi prin spate, nu ne interesează, ne interesează doar astea. Ne apucăm acum să le dăm jos pe cele vechi, o să facem și o mică comparație pe masă între cel vechi și cel nou, ne apucăm să le montăm și vă arătăm și vouă cum arată fiecare în poziția lui originală. Am revenit aici pe banc și vreau să vă arăt difuzorul de la Audison, difuzorul de la ciofi ăsta, de la BMW. Ăsta are, să zicem, 100 de grame, ăsta are undeva, cred că la vreo 300 de grame. Fac o analogie ca să vă dați seama cam care e diferența între ele, că nu știu exact câte grame are ăsta, că nu cred că are 100 de grame, poate are mai mult sau mai puțin, dar ăsta este cam de 3 ori mai greu. Pe spate, dacă ne uităm, ăsta are magnetul așa, ăsta are magnetul cam așa, puțin mai mare. Bineînțeles că ăsta are și un plastic sau un cauciuc, care nu e cauciuc, are și un cauciuc peste, dar iarăși e neodim și este foarte greu, e mult mai greu decât celălalt. Deci diferențe de calitate există clar. Suspensia e diferită, ăsta într-adevăr nu este un difuzor de chiar așa de ultima mână, este un difuzor frumos făcut cu membrana asta din ceva împletit ce o fi, dar aici avem upgrade. Și să vă arăt și tweeterul, ăsta e tweeterul de fabrică, iar ăsta este tweeterul care va veni în locul lui. E puțin mai gros, ăsta e foarte subțirel, ăsta are filtru, cum v-am zis, pe cablu, iar la asta trebuie să-i adăugăm filtrul ăsta separat. Bun, ne apucăm să le montăm, ăsta e difuzorul central, îl punem pe plasticul ăsta al lui, are aceleași prinderi, mufe, tot, doar că o să avem filtru pe care trebuie să-l ascundem undeva în spatele cutiei și să-l punem cumva, nici să nu facă zgomote pe acolo prin spate. Bun, ne apucăm să punem astea la loc și revenim. Cam așa arată piesa de la difuzorul central. Se scoate tot plasticul ăsta, se schimbă difuzorul, se schimbă tweeterul, plug and play, iar pe spate se conectează cu mufa originală acest filtru, filtru de la tweeter, pe care noi l-am strâns cu o bandă de matizat și după aia am pus și un burete de la STP. Este un burete B Plus Wave, dar nu contează. Ceva burete ca atunci când, dacă joacă în bord, să nu cumva să lovească plastic pe plastic sau oricum are niște burete în bord, dar ca idee, e bine ca ăsta să nu lovească ceva, să producă vibrații și alte povești. Acolo nici nu prea avem de unde să-l prindem. E și măricel ca să-l prindem unde l-avea pe ăla de fabrică, e filtrul ăla mic, condensatorul ăla mic, intra aici, ăsta n-are cum să intre. Și așa că i-am pus buretele ăsta de jur împrejur și acum, chiar dacă poate are puțin joc, s-ar putea să fie fix acolo, dar dacă are puțin joc, nu o să ne deranjeze pentru că prin buretele ăsta nu o să treacă niciodată vibrație și nu o să se audă absolut nimic. Acum nu facem altceva decât să punem toată piesa la loc, prindem șuruburile, punem grila și am terminat cu centralul. O să facem același lucru și pe spate, se lucrează și la ușă acum. Hai să vă arăt și tweeterul de pe ușa din față. Prinderile OEM, nu am pus plastic cald, nu am pus adeziv, nu am pus nimic. Și pe partea asta altă nu se vede absolut nimic. Tweeterul e negru, nu se vede nimic, cablul ăsta se duce în jos și se prinde mufele de la filtrul ăsta, care o să fie în fața de ușă prins bine la fel ca să nu vibreze, să nu joace. Bun, o să punem în spate și buretele care le avea de fabrică și ne apucăm să montăm și astea. Asta e piesa montată, difuzorul central cu tweeterul central, am pus șuruburile, am băgat acolo, filtrul ăla de la tweeter stă în spate și este fix acolo, nu poate să se miște stânga-dreapta și cu buretele ăla perfect, perfect stă, nu avem cum să avem vibrații, nu avem cum să avem absolut nimic, totul este pus pe poziție, îi mai punem și capacul acum și am terminat cu difuzorul central, mergem mai departe. Între timp se montează și ușa față dreapta care este gata și mergem mai departe la celelalte uși și în spate la difuzoarele de pe poliță. Aici avem difuzoarele și tuitele din spate, de pe polița din spate cu tot cu plasticele lor care le țin, de fabrică, media și tuitorul. Le dăm jos și pe astea, iarăși media are 3 șuruburi cu torș de 20, punem media de la Audison, tuitorul prin spate frumos, are niște prinderi, îl dăm jos și îl punem pe cel de la Audison cu crossover-ul care trebuie evident ascuns și el acolo și revenim imediat. Gata și difuzoarele de pe polița spate, avem difuzorul, avem tweeterul acolo, crossover-ul aici, am îmbrăcat în burețel să nu vibreze și acum nu mai avem altceva de făcut decât să le punem pe poziția lor, să prindem cele 4 șuruburi, punem grilele la loc și antena și cu polița. Între timp hai să vă arăt și o ușă. Asta este ușa stânga față de la șofer, avem difuzorul montat aici. Ușa se montează chiar în momentul ăsta, difuzorul este pus aici, dedesubt aici, nu știu dacă vedeți, este crossover-ul îmbrăcat tot așa cu burețel și la sfârșit urmează, după ce punem față de ușă, să punem și triunghiurile de aici de la oglindă care au pe ele tweeterele de pe față. Deci, vedeți difuzorul cum vine, e perfect, intră în gaura asta a lui de aici, acum se montează față de ușă la loc. Am terminat dreapta față și mai avem ușile din spate. Astea sunt difuzoarele de pe spate. Pe poziție, prinse șuruburile, acum nu trebuie să facem altceva decât să punem grila la loc. Nu știu dacă o să pot să și filmez și să pun și grila, dar o să încerc. Are în spate niște clipsuri care vin culisate și după aia clipsurile din față care se clipsează, că de-aia le zice clipsuri. Și cam asta a fost. Difuzoarea Audison, tweeter Audison pe polița din spate,
Nu știu cum auziți că eu aici sunt băgat pe după bancheta asta, că nu se dă bancheta jos. Cu o mână am reușit să pun asta. Fac același lucru și în partea altă. Pe fețe de uși v-am arătat, le-am montat, nici măcar n-am dat fețe de uși de tot jos ca să nu deconectăm fire, să nu riscăm erori și alte chestii. Nici nu a fost nevoie, sincer. Am pus difuzoarele direct pe poziție, tuitele le-am prins în clipsuri de fabrică, peste clipsuri am dat și un pic de plastic cald cât un punct, pentru că vrem să fim siguri că nu există cale de întoarcere, nu vrem să cadă, nu vrem să desprindă și după aia să bârâie prin ușa. Astea din spate, sincer, de pe poliță, chiar aveau niște material din ăla ca un mastic, tot așa, puncte pe prinderile Twitter-ului și am luat aceeași idee și am folosit-o la toate Twitter-urile din mașină, exact din motivul ăsta, ca să nu avem grijă după aia că o să cadă Twitter-ul acolo și nu mai stăm prinderile lui de la vibrații, de la trântit uși și de la altele și după aia să dăm din nou jos ușile sau astea din spate ca să prindem Twitter-ul la loc. Așa că vrem să fim siguri, am pus cât un punct de plastic și totul este ok acum. Asta a fost tot. F01 BMW, am pus fețe de uși la loc, am pus toate grilele la loc, am schimbat difuzoarele, cum ziceam, recapitulăm acum, avem difuzoare și tuitere pe spate, difuzoare și tuitere pe față, difuzor și tuiter în centru, difuzoare și tuitere aici pe poliță și bineînțeles că le-am schimbat pentru că, v-am zis, se auzeau prost. Păi, dacă nu mai avem nici dust cap la unul din difuzoare, toți șerpii și toți șobolanii intră pe aici și praful evident și normal că nu mai cântă bine. Cam asta a fost tot, pe data viitoare, baftă dulăilor!